Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Cuvintele lui Sla care au marcat noaptea. Serialul Kizilcik Sherbet și-a luat rămas bun de la fani deocamdată cu finalul sezonului. Cina de adio pentru primul sezon al serialului Kizilcik Sherbet, care a avut loc aseară, a stârnit multe discuții. Am adunat pentru tine toate știrile care s-au întâmplat în cameră. În primul rând, Faruk Turgut a ținut un discurs la deschidere și a mulțumit tuturor angajaților, în special scenariștilor. Faruk Turgut a spus că au făcut ceva ce nimeni nu ar îndrăzni să facă cu seria Kizilcik Sherbet și a declarat că nu vor ceda niciodată presiunii. Slater Kolu, care a participat la seara alături de prietenul ei apropiat Beren Demirkaya, a câștigat admirația tuturor cu frumusețea ei. După ce a participat la seară, Slater Kolu a discutat o vreme cu Faruk Turgut, apoi s-a dus la prietenii ei. Aici reacția lui Ceren Karakok la Slater Kolu, care i-a spus ceva lui Nursema, în special lui Ceren Karakok, s-a reflectat pe camere. Ceren Karakok, a cărui uimire se vede pe chipul lui, o îmbrățișează apoi pe Slater Kolu și îi spune că o felicită. Slater Kolu, care a salutat pe toți cei din cameră, nu a trecut prin Doukan Gungor și nu și-a făcut o fotografie împreună. Slater Kolu a acordat un interviu la Show TV seara. În acest interviu, Slater Kolu, care a oferit mici indicii despre finalul sezonului, a spus că va exista un final de sezon care va satisface publicul. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!